Hello, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi mergem la grădina zoologică din Belgrad. Am înțeles că este unul dintre cele mai frumoase din Europa. Bine, nu sunt eu pro animaluțe închise, dar dacă sunt într-un mediu cât de cât natural, eu zic să încercăm. Biletul costă 550 de dinari și să vedem cum este pe aici. No, și după ce vedem grădina asta zoologică, o să mergem la Vârșeț, la restaurant Dinar, pentru a vedea ce putem mânca și pe acolo. Mă, ce e făinuț la grădina asta zoologică este că e tot făcută pe un deal și animalele sunt așa, în trepte. Pare făinuț. Și haide să vă arăt pe elefantul Cici, dacă tot suntem pe aici. E și puțin în construcții. Ia uitați. Cât e de cute. Pot să mă întrec cu el la un moment dat. Dacă mai fac review-uri, o să ajung și eu la greutatea lui. Deci nu. Hai să mai ne plimbăm. No, dragilor, am terminat și cu grădina zoologică. Acum pornim către o plajă care se află pe o insulă artificială, ceea ce mi se pare foarte cool, sincer să vă spun. Aici, la grădina zoologică, puteți să veniți și cu mașina. Costă 100 de dinari pe oră sau ceva în gen. Și haide să mergem la plajă. Abia aștept să ajung la restaurant Dinar, dragilor. Nici nu știu ce o să mai mâncăm pe acolo. Dar prima dată trebuie să mai mă bronzez și eu puțin la plajă. Na, uitați cât e coada aici. Am venit la fix. Bine, ce drept. Dormeau câteva animăluțe, dar nu e asta bai. Cât e de nice și ce vibe frumos. Am ajuns și la plajă. No, uitați aici acum cât e de frumos. E din asta așa de pietriș de... Băi, e nice. Chiar este nice. Dar a început să mi se facă foame. Aveți și foarte multe variante de luat masa. La prețuri cât de cât acceptabile. O pleșcăviță e 300 de dinari. Mă, ce pot să vă zic? Zici că suntem în mamaia serbilor, mă. Și direct frumos în capitală, nu... Nu s-au jucat. Partea nasoală e că e plajă din asta făcută din pietriș. Nu cred că e atât de relaxant, dar bine, măcar să faci un masaj la picioare. Las că ajungem și noi în Palma de Mallorca cât de curând. Au și sus și băieții. Dar știți ce n-am degustat noi? Ciocolată și piripi. Dar cred că nici nu o să degust. No, dragilor, cam atât cu această insuliță.
De altfel, puteți să jucați și golf dacă aveți chef. Mă, păcat că n-avem și noi așa ceva în România, că avem Dunărea, avem și noi tot felul de insule și păcat că nu sunt amenajate. Oricum e printre lucrurile cele mai relaxante pe care le-am făcut în ultima perioadă. Am ajuns și la restaurant Dinar. Din câte observ, parcarea este full de români. Practic ne-am întors în România. Și hai să vedem dacă găsim vreun loc liber. Mă, localul arată destul de bine și partea faină este că puteți să plătiți și în lei. Deci nu. Cred că o să fie o puțin o misiune imposibilă să găsim un loc, dar vedem. Cred că reușim. Hai! Eu v-am zis că e misiune imposibilă. Deci, aveau o masă disponibilă abia la ora 7, acum este ora 3, ceva în gen. Ideea asta în felul următor. Era clar că nu o să stau acolo atâta timp. Am intrat pe TripAdvisor și pe locul 4, pentru că pe locul 2 vă dați seama că era o pizzerie. Nu m-aș fi dus la așa ceva. Am găsit restaurantul Sala. Este, hai să vedem, să intrăm înăuntru. Dacă mi-au trăit și ăștia țeapă. Hai să intrăm pe aici prin garaj. Nu. Hai că bine. E frumos și el, mă. Chiar e nice. Hai să vedem ce preparat iau și... vedem ce și cum. Acesta este meniul. Nu înțeleg aproape nimica. Aștept ospătarul să îmi dea un translate mic la ce avem noi aici. Ideea asta în felul următor. Nu există plată cu cardul, din păcate. Dar nu, se poate plăti în lei sau euro. Tot e bine. Hai să vedem ce ne legem. Am luat totuși un platouaș din ăla așa frumos, mix grill cu niște cartofiuri, o salată șopsca și niște gomboți plus o apă plată. Deci nu. Hai să vedem cum e mâncarea aia. Deci credeți-mă, mor de foame. Sunt după multe ore de mers cu mașina, de umbla prin căldură, stat și puțin la plajă și mi-am foame de mor. Uitați aici cât de bine arată. 450 de grame de carne. Aici am primit și o porție frumoasă de cartofiori și aici este salata șopsca. Din câte putem observa, avem așa, cașcaval. Aici avem o mini pleșcăviță. Salată. Aici este un pui învelit în bacon. Un cârnăcior nelipsit, aceapă, desigur. Aici este ceva de porc, încă nu-mi dau seama ce e, și un piept de pui. Hai să vedem în prima fază acești mici. Cum sunt? Ia să vedem. Wow! Mamă, m-a stropit efectiv. Ia. Yeah. Mă-s mai bun ca la Walter și se apropie mai mult de micii noștri și ăștia cred că au și puțin bicarbonat în interior pentru că sunt super pufoși și sunt și mai umflați de altfel. Chiar se apropie foarte mult de micii noștri. Hai să luăm o gură și din acest cârnat care, după cum pot observa, are paprika câtă vrei. Doamne, ce bun e asta! Ce bun e cârnatul ăsta! Wow! E unul dintre cei mai buni cârnați pe care i-am mâncat. Acesta. Mamă! E o variantă foarte bună să vii. Și este și ușor picant. Wow! E o variantă foarte bună să vii să iei masa aici. Pentru că este un loc destul de liniștit față de Dinar, unde am intrat în interior și era o hărmălaie de nedescris, peste tot numai oameni și așa mai departe. Era o adevărată nebunie. Hai să gustăm și din
această pleșcăviță care, uitați ce culoare are, observ că cum am venit ușor spre România, are mai multă paprika orice. Mamă, cât de intens este gustul de ardei, cred că e făcut cu eroșpișta, de ce mă întrebați că este picant? Nu-mi vine să cred. Au luat ceva de la unguri puțin. Deci efectiv are gust de eroșpișta, dragilor. Mie îmi place. Foarte nice. Și această bucată de cărniță. Ia să vedem. Este gătită corect. Hai să încercăm din puiul ăsta puțin. Aparent are și puțin cașcaval. Per total, dacă ești un cuplu, eu zic că ce avem noi aici este ideal, adică nu-ți trebuie mai mult de saturi, cu siguranță. Este bunuț, uitați și cum arată în interior, este și ușor afumat datorită baconului. Hai să gustăm și cartofii, se vede că nu-s făcuți de ei, dar nu-i bai. Sunt și puțin vechiuți, dar trecem peste. Și din salata aceasta șopsca, care este cu castraveciori roșii, brânză feta și ceapă. Aceasta este o salată bulgărească, practic, provine din Bulgaria. Doamne, ce dor mi-a fost de salata asta. Se simte telemea cremoasă și faină. No, dragilor, o să-i dau acestui platoaș nota 12, de ce mă întrebați? Măi, e prea pe gustul meu, n-am ce să zic. Totul este gătit corect, mi-a plăcut foarte mult pleșcăvița asta, dacă veniți aici să o încercați neapărat, pentru că are un gust extraordinar. Plus că puteți să luați și pleșcăviță mare, costă undeva pe la vreo 700 de dinari, ceva în gen, și probabil are același gust. Despre salată, este o salată corectă, poate trebuie puțin condimentată, dar nu este nicio problemă, pentru că ai la masă sare și piper. Așteptăm să primim și acel gomboț sau gomboții, nu știu exact cât o să primim. Și ne revedem de pe cetate, de pe Vârșeț. Hai! No, că au venit și gomboții, dragilor, aranjați așa frumos, plating, ca la buna, ca să n-ați văzut așa ceva. Mamă, și sunt călduți și miroase a scorțișoară cu zahăr vanilat. Mamă! Hai să vedem, că noi mai am mâncat odată gomboți, țin minte, în Brașov, la Dei Fratei, și știu că am găsit frumos sâmburele de la prună în interior. Acesta este cum trebuie, ce să vedeți. Palatul este fiert, dar aparent nu este. Opa! E cu gem umplut înăuntru. Mamă, cât e de genial cu gem. Varianta aceasta n-am mai mâncat-o. Wow! Demențial! No, hai să mai luăm o gură. Mi-ar fi plăcut crunch-ul să fie mai intens, să aibă mai mult pesmet pentru a fi, no, mai crocantă toată treaba asta, dar pe total sunt foarte buni. O să le dau nota 9. Sunt perfecți. Sunt dulce acrișori așa. Dar o să le dau 9 pentru crunch-ul ăsta, că nu a fost chiar atât de crocant. No, dragilor, dacă nu prindeți loc la dinar, cel mai bine să veniți aici. Este o variantă foarte bună pentru a lua masa. Opa. Și prețurile sunt acceptabile. Pentru tot ce am mâncat, am plătit undeva la 15 euro. Haideți să urcăm acolo frumos sus.
No, dragilor, am urcat pe muntele Găina, am reușit. Mai e destul de greuț, așa. Și cam acesta este view-ul. Acolo jos avem vârșețul. Postele și cu parapanta. Și ce pot să vă mai zic? Nu-mi dau seama pe unde, Doamne iartă-mă, e vama, dar vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest vlog. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe și cel de clopoțel dacă vreți să aflați când se postează ceva pe canal. Să aveți o zi cât mai frumoasă. V-am pupat!